Am vorbit în un clip precedent despre postul călătorului și am spus că călătoria este două tipuri și așa mai detaliile care le-am dat. Întrebarea este acum ce este mai bine pentru călător să țină post sau să nu țină post în timpul călătoriei. Savanții musulmani au avut păreri împărțite, unii au spus că e mai bine să țină post, alții au spus că e mai bine să ia, să ia permisiunea de a deschide postul. Dar în principiu, când ne uităm la relatări, avem relatări în care profetul sallallahu alaihi wasallam spune într-o relatare, lei se minel birre să ia fi seferi, nu este un act de bunătate, să-i spun așa, să postești în timpul călătoriei și mai versetul în Coran, antasumu hairule, cum să țineți poste mai bine pentru voi. Ideea este că o zi postită de Ramadan are răsplată foarte mare, o zi recuperată nu poate să-i țină locul. De aceea, important e ca omul, în timpul călătoriei, dacă nu are de suferit, dacă nu are, știu eu, nu îi vine foarte greu, este mai bine să țină post. De ce? Pentru că profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam este o relatare de la Anas, radiallahu anhu, spune că călătoreau împreună companionii și dintre ei erau unii care țineau post și alții care nu țineau post și nu, s-au luat de nimeni profetul sallallahu alaihi wasallam, nici nu i-a lăudat pe cei care au ținut post, dar nici nu i-a certat pe cei care nu au ținut. O altă relatare este relatarea lui Jabir, radiallahu an, în care e, profetul sallallahu alaihi wa a văzut într-o călătorie mai mulți companioni cu s-au e, adunat la un loc și când s-a dus s-a uitat, era un bărbat leșinat și ei se adunau și făceau, îl umbreau și, mă rog, e, cu evantaie, cu ceva, îi dau aer. E, atunci profetul sallallahu alaihi wa a spus, lei semnel Birrii as-siyamu fi seferi. Nu este bine, în sensul că nu este ok să țină post în călătorie. Dar s-a referit la această stare a acestui om care a leșinat. Pentru care, deci călătoria a devenit foarte, foarte e, obositoare și postul l-a terminat pur și simplu. De aceea, profetul sallallahu alaihi wasallam, e, în această relatare, deci dacă cunoaștem și motivul ne dăm seama de ce a spus profetul dar dacă călătoria cum sunt călătorile în ziua de azi sunt ușoare, sunt relaxate ai mașina apropie sau cu trenul sau cu nu știu ce, nu te bate soarele în cap nu, nu umbli în setat în deșert și așa mai departe cel care poate să țină post eu zic că este mai bine să țină post și răsplata va fi mult mai mare -Allah. de aceea este regulă de jurisprudență islamică cu cât greutatea unui act de adorare, unui ritual, unei fapte bune este mai mare, cu atât răsplata este mai mare. Deci răsplata este legată de efortul care îl depui pentru a face acel lucru. De aceea, în călătorie, dacă cineva postește și acest post nu îl dărâmă, adică nu l în situația de leșin, stare de, știu eu, nu are vlagă și așa mai departe, inshallah, este mai bine să țină post în călătorie și Allah știe mai bine.